Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, fost președinte al țării, domnul Igor Dodon. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Cu plăcere. Domnul președinte, iată, eu am precizat la începutul emisiunii că dumneavoastră sunteți fost șef de stat, sunteți fost deputat, sunteți fost ministru al economiei Republicii Moldova. Întotdeauna vorbiți despre patriotism, dar nu în noul sens despre care se vorbește de o săptămână. Și când încolo noi pe dumneavoastră vă auzim, nașă readă, domn președinte. Asta a supărat pe foarte multă lume. Nu și a indignat pe foarte, foarte multă lume. Cred că subiectul ăsta deja este epuizat, pentru că în primul rând a fost rupt din context, am menționat lucrul ăsta, că m-a referit la deputații noștri care veneau la o întrevedere în Găgăuzi. Eu doar știu cum mă filmează SIS-ul la toate întrevederile. Eu știu lucrul ăsta. Și credeți că eu pot să fac așa greșeli? Păi, nu fac eu așa greșeli. Deci, subiectul este consumat. Eu și public am spus, se pare că la dumneata în emisiune sau nu știu la cine, am fost eu după ce. A, nu, la altă postă televiziune. Deci, e epuizat. Eu sunt patriot, în sensul bun a cuvântului, a țării. Sunt statalist. Eu sunt împotriva ca Moldova să sunească cu cineva, nici cu rușii, nici cu românii. Noi avem patria noastră, Republica Moldova. Și nu trebuie niciun fel de nașă, ninașă. Nu trebuie aici să vină nimeni. Încă o dată spun, nici rusul, nici americanul, nici românul, nici ucrainean. Țara noastră independentă, suverană, neutră, trebuie să o păstrăm. Asta este poziția mea, bine cunoscută. Și cred că cunosc toți poziția aceasta. Dar nu v-au intentat vreun dosar pe tema asta, ca așa-ți vehicula? Eu știu că a fost depusă o plângere penală, care până la urmă cei care au intrat în detalii au spus că nu este nicio încălcare, adică nu s-a confirmat ceea ce s-a manipulat prin presă. Mm. Așa că aici sunt fără dosar penal. Le-am pe celălalt. Ajungem și la ele. Haideți cu vești bune. Astăzi dimineață Moldova Gaz ne-a anunțat că a mers la ANRE să ceară micșorarea tarifului. ANRE imediat a reacționat, a zis că miercuri ne întrunim în ședință. Se pare că va fi plus minus vreo 16,50 lei de bani în metru cub. Cred că aveți toate pretextele, domn președinte, ca să-i dați cezarului cei al cezarului. Mă refer la domnul Dorin Recean, ori el spunea că până în toamnă se micșorează, dar se pare că s-a străduit și a muncit mai productiv și iată se micșorează tariful miercuri asta. Tariful trebuie micșorat de mult la gaz. 16 lei cât ei pretind că trebuie să fie tariful. Este un tarif foarte ridicat. Eu am explicat și explic încă o dată. Pe timpul guvernelor pro-europene anterioare s-a furat $1 miliard. Știm lucrul ăsta. S-a furat bani din buget, de fapt, și noi plătim 20 de ani, trebuie să întoarcem acești bani. Acum s-a furat mai mult de $1 miliard. Și pot să vă arăt cu calcule simple. Dar noi l-am plătit noi din buzunarul nostru. Pentru că de 3 ori noi am plătit tariful ăsta la gaz de 30 lei care l-am plătit, care îl achităm încă și acum. S-au dat bani din bugetul de stat, prin deciziile Comisiei Situații Excepționale, s-au dat miliarde de lei, s-au luat credit de la BERT, $300 milioane, și încă nu știu de la cine. Și în afară de aceasta, noi am achitat 29 de lei. De ce noi achităm acum încă 29 de lei? Eu vreau să vă aduc aminte că când au venit la guvernare PAS-ul, tariful pentru consumatorii casnici era 4 lei și 50, 62 de bani, dacă nu greșesc. Până la 5 lei, încă o dată. Până a venit guvernul Gavrilis, da? Era 4 lei și 60 de bani. Noi atunci procuram gazul pe piețele, în baza contractului care a fost semnat, dacă nu greșesc, cu 240-250 de dolari. Acum, întrebare simplă. Odată ce prețul la bursă a ajuns la 250-260, azi dimineață, 250-260 de dolari, în timpul nostru gazul era 4 lei 60, pe timpul lor gazul, cât să fie, 16 lei? Și 50 de bani. Păi, ce înseamnă asta? Bătaie de joc. Păi e vorba de devierile alea care nu ne explica și aici inclusiv, că tariful nou a fost majorat la timp și iată acum achităm datoriile care s-au acumulat. Nu. Problema e altceva. În perioada rece anului,
Spânul, care era ministru, a convins-o pe Maia Sandu, probabil, să procure gaz scump. Toți spuneau, absolut toți spuneau, că gazul va fi ieftin în primăvară. Și atunci îmi pun întrebarea, dar cu ce ocazie voi ați cumpărat 100 de milioane de metri cub cu prețul de peste 1000 de dolari? Noi încă nu știm preț, că e doar la ascunde noi. Și îl țineți în Ucraina. Dacă toți știau că prețul o să fie mai jos. Și atunci, întrebarea foarte simplă către doamna președintă. Dumnezeu ori nu se pricepe, nu înțelege, ceea ce e grav, că președintele țării trebuie să știe. Mai ales care are toată puterea în stat, parlament, guvern, trebuie să știe. Dar dacă știe toate aceste detalii, pentru că precis că cineva informează, și al iei pe cel mai mare combinator lângă dânsa la președință, el spune că este oameni buni, atunci Maia Grigorievna e în teme și în dole sau care e problema? Faptul că o să se ocupe procurorii, trebuie să se ocupe de chestia asta. Și procuratorul anticorupție și CNA și să ne explice nouă cu dumneavoastră. De ce noi trebuie să achităm așa preț mare? Din cauza unor combinații, când tariful trebuie să fie acum maximum, hai să lăsăm cu divierile, da? 7-8 lei, nu mai mult. 7-8 lei? Nu mai mult de 7-8 lei. Și atunci de ce e până de două ori mai mult? Păi că o să trebuie să-i întrebi până și procurorii ce. Și vă spun de ce. Pentru că ei au cumpărat gaz scump pe bani creditari și pe bani bugetari. Și acum gazul cel care se păstrează, v-am spus, în Ucraina, 100 de milioane de metri cubi, trebuie să fac ceva cu dânsul. Ei nu pot să recunoască că, uite, noi am făcut greșeală. Dar dat fiind faptul că atunci au plătit preț triplu, pentru că tot gaz rusesc a cumpărat, ca să fie clar. Tot la Gazprom l-a cumpărat. Nu este alt gaz liber. Eu cumpărat gaz tot la Gazprom. Dar de trei ori mai scump decât se putea de cumpărat dacă se duceau negocierile normale cu Gazprom. De aceea ce se întâmplă cu gazul? Eu știu că nu o să vreți, dar eu am să încerc. Vreți să recunoașteți că tariful se micșorează, chiar dacă doar 16 lei, datorită scandalului inițiat de Renato Usată? Cum, la tema gazelor. Este vorba să-i dăm cezarului ce e cezarului. Primii în Parlament au ridicat-o socialiști, dacă să fim mai sinceri, mai cinstiți, ăștia de la PD, PSD sau cum se numesc ei. Da. Ei primii au ridicat tema aceasta. În fața guvernului, depus să fim sinceri, hai să nu manipulăm. Faptul că Renato Usatăi a spus lucrul ăsta destul de artistic și la emisiune la Dumitale și conferințe de presă, asta e lui Usatăi. El poate să facă artistism din absolut tot. Nu are și cumnat artist acolo. Se percepe la chestia asta. Deci, bravo că a spus-o, încă o dată. Dacă aici chiar îi spun că bine că a spus-o, pentru că e bătaie de joc când prețul, încă o dată, e 250-300 de dolari, 1000 de metri cub, și oamenii plătesc 30 de lei, iar agenții economici, atent, procură cu 13-14 lei, adică plătesc 13-14 lei, atunci îmi punem întrebarea, bă, dar ce e asta? Eu înțeleg din punct de vedere reglementărilor, pentru că pachetul 3 energetic la care a insistat Uniunea Europeană presupune că oricare poate să obțină licență să găsească gaz, energie electrică mai ieftină, scotare, și cel care deține rețelele, e ca Moldova Gaz, da? Sau Mold Electrică care deține rețelele pentru energie electrică, este obligat, conform legii, să permită transportarea acestor resurse energetice pentru alte companii. Ia ca de ce e 13-14 lei? Dar atunci îmi punem întrebarea, dacă e 13-14 lei la agenții economici, dar de ce eu cu dumneata, de exemplu, sau cei care locuim într-un cartier sau într-o casă cu multietaj, facem un contract noi, 30-50 de apartamente, și trecem, ne debranșăm de la Moldova Gaz, spunem, noi vrem să cumpărăm gaz pe piața liberă. Cât e el? 250-300 de dolari? Cumpărăm 250-300 de dolari pentru consumul nostru. Asta înseamnă piață liberă. Dar este decizie CSE-ului care nu prea ne dă posibilitatea asta așa de ușor. Este pachetul 3 energetic la care a insistat și Uniunea Europeană. Eu cunosc foarte bine despre ce este vorba. Pentru că el tot timpul acest pachet 3 energetic era măr de discordie în negocierile cu Gazprom. Tot timpul. Pentru că pachetul 3 energetic, asta presupune, el a fost elaborat împotriva Gazpromului în Uniunea Europeană, pentru ca să Gazpromul să nu fie monopolist, să ducă gazul până la consumatorul final. De ce aceste criterii au fost stabilite din Uniunea Europeană?
Cum Recean acum vrea să le anuleze, să le încalce, nu știu, asta este problema lor. Dar nu aici trebuie de căutat probleme. Trebuie căutat probleme de ce Moldova Gaz vinde gazul cu 29 de lei atunci când prețul la piață e 250-300. Înseamnă că ceva nu funcționează. Acolo trebuie de clarificat. Mi-a spus bravo Renato Usată, dar eu vă amintesc că el la aceeași conferință de presă... Mi-a spus bravo toți care critică guvernarea. La acea conferință lasă-l pe Usată. El v-a acuzat că sunteți vdoli și vtemi cu tema cu gazul. Fratele dumneavoastră... Manipulări de astea au fost foarte multe. Și au fost și în 2019 și în 2020. Eu chiar m-am documentat detaliat. Niciodată membrii familiei mele nu au fost implicați în așa ceva. Și punct. Să manipulări. Continuăm cu vești frumoase. V-a plăcut summitul care a avut loc la Bulboaca? V-ați uitat așa cu invidiu în piculeț? Nu. Dar ce invidiu? Eu am spus-o public și vreau încă o dată să spun. Este un summit, a fost un summit bun. Vreau să-i mulțumesc domnului Macron care a venit cu această inițiativă. Pentru că este inițiativa președintelui Republicii Franceze, care a spus că haideți să organizăm acest summit în Republica Moldova. Eu cred că trebuie de dat un orden celor de la Castelul Mimi. Un orden de onoare. Nu văd nicio problemă. Chiar întreprindere de dat. Uh-huh. Eu am fost în funcție, eu, de exemplu, făceam lucrul ăsta. Pentru că i-a organizat foarte bine. În ceea ce ține de rezultate, nu, pentru imaginea țării, că au venit atâtea persoane aici, eu cred că este ok. Este important. Este un eveniment bun pentru imaginea Republicii Moldova. Și eu spun că unul din liderii opoziției, poate să mă critici cineva, că erau toți deștepți, spuneau, hai să blocăm mașinile, la ăștia care vin, nu știu ce. I-am spus, păi eu pe Macron îl știu personal. Noi am fost în relații bune tot timpul. Sau Orban. Mm-hmm. Și cum noi să mergem să blocăm drumurile? Ce înseamnă lucrul ăsta? I-am spus categoric nu. Da, banii care s-au cheltuit acolo, noi încă nu știm cât s-a cheltuit. Apropo. De ce nu s-a face informația asta publică? Facturile o să ne dea mai târziu, pentru că eu cred că cifrele acolo sunt foarte mari. Și evident că în situația în care noi ne aflăm acum, în opinia mea, banii aceștia erau mai bine să fie investiți în chestii sociale, în drumuri, în reparații. Ceea ce s-a făcut la Bulboaca când pe la marginea satului au făcut drumul, dar mai departe nu. Nu. Am vrut să spun un cuvânt urât. Dar gospodarii așa nu fac. Gospodarii, dacă ești gospodar, oameni știu care ne privesc acum, nu faci așa. Păi, dar faceți încă vreo 2 km într-o parte, 2 în alta, să nu fie chiar așa evident. Chiar că până aici Europa, dar mai departe sunteți nu știu cum. Deci, aspectele astea usurâte. Și încă o întrebare importantă. Dar care sunt rezultatele? Dar care sunt rezultatele? Păi eu nu văd rezultate. În afară de faptul că pentru imagine, repet, este un lucru bun pentru imaginea Republicii Moldova. Așa. Dar rezultate nu am văzut. Norvegienii au zis că ne dau 50 de milioane de euro. 50 de milioane, pentru ori da, cum ori da, credit, grant, încă nu-i clar. Rezultate, de fapt, să spunem sincer, nu prea sunt. Se primește că la nunta care noi am organizat-o, noi am fost la turaj. Noi am investit bani, moldovenii, noi, contribuabili. Când banii ăștia trebuiesc în altă parte, pentru agricultură, pentru pensionari și așa mai departe. Noi am investit și eu credeam, sincer, că o să fie vreo declarație importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Dar am văzut mesaje foarte clar și din partea domnului Macron și din partea altor oficiali că voi nu vă grăbiți, noi avem problemele noastre interne, nu înseamnă că o să fiți mâine pe mâine membri ai Uniunii Europene. Și mesajul a fost foarte clar. Dacă ați urmărit, foarte bine eu pus la punct. A noștri cu drapelul că gata, mergem în Europa. Mai ales Iohannis. Dar restul, când i-au pus la pământ, nu faceți declarații de tipul ăsta, pentru că asta nu sunt realiste. Eu credeam că o să fie un pachet de suport pentru Republica Moldova. De exemplu, s-au acumulat toți împreună. Uh-huh. Să fie un pachet financiar important. Nu pentru gaz. Pentru drumuri. Eu poate o să spun acum un lucru care o să-l utilizeze ei mai departe, dar eu spun asta bun pentru Republica Moldova. Dacă ei au așa prieteni în afara țării, păi faceți un fond de $1 miliard și investiți în drumuri. De cum făceam noi drumuri bune pentru toți în sate, da? Dați câte 10 milioane de lei la fiecare sat. 10 milioane de lei pentru infrastructură. Și lasă primarul împreună cu Consiliul să hotărască unde să investesc banii ăștia. La unul îi trebuie drumuri, la altul trebuie să repare, nu știu, grădiniță, școală și așa mai departe. Mm-hmm. E că asta ar fi fost un... Eu aveam spus, da, într-adevăr, s-a meritat aceste investiții. Dar așa, cei de la Mimi Bravo,
Cei de la PAS văd că pot să organizeze evenimente pe 21 mai și din bani bugetari și 1 iunie. Poți să-i facem șef pe organizarea evenimentelor. Și cel de pe 21 iunie a fost frumușel, nu? Cu bani bugetari și să-i impui la fiecare în raioane câți oameni trebuie să vină, evident că lucrul ăsta nu e atât de complicat. Am mai făcut așa ceva și Filat, am făcut și Plăhătniuc. Nu știm cât s-a terminat. Dar întrebarea e alta, domnule Gonță. Nu, bine, au trecut 21 mai. Au trecut 1 iunie. Dar mai departe ce facem? Maia Sandu, în loc acum să încerce să împace societatea, da? Să fie conciliere, ce face Maia Sandu? Vrea să facă centru de informare? Sau cum se numește el? Patriot? Care să închidă gura la toți care o critică? Adică ca noi cu dumneavoastră nu mai putem critica, să spunem, băi, dar și cu gazul. De ce noi plătim 29 de lei când trebuie să plătim 7 sau 8? Pentru că să nu criticăm că pe alte întrebări, care sunt mulțime, reforma justiției, acolo e problemă totală. E ce face în situația asta? Ce face guvernarea? Deschide încă o bâtă, o represie împotriva societății, că noi să nu criticăm. Cu presa s-a clarificat, eu v-am spus că ați rămas probabil dumneavoastră și încă unul, doi care încă mai vorbesc și care invitați pe noi, invitați, pentru că dacă mă invită la TV8, atunci acolo mă pun în, să nu vorbesc de presuri de nimic și mă să vorbesc de război. De Ucraina, de Rusia, gata, e alte teme n-au. Presa, practic, e închis gura și eu chiar vreau să întreb pe cei din la televiziunile pro-pagandiste a Maia Sandu și a Pasle. Nu vei rușini. Nu vei greață ceea ce faceți. Nu cât se poate de spălat atâta imagine. Numai la o parte și să nu imitați pe ceilalți. Cu presa s-a clarificat, cu televiziune, dar au văzut că a început lumea mai activ pe TikTok, pe Facebook și pe Telegram. Și acum aici s-au gândit. Hai să le închidem Kislorodul și pe rețelele de socializare. Și îmi pun întrebarea, dar ce are președinție cu asta? Funcțiile președintelui sunt expres stipulat în Constituție. E vorba de securitatea statului, spunea președintele. Nu are nimic în atribuțiile președintelui să-și creeze un organ represiv în subordinea sa. Pentru că el e organ represiv, de fapt. El o să închidă rețelele socializare, o să închidă profilul pe rețele și așa mai departe. Unde este în atribuțiile președintele? Asta e uzurparea puterii de stat, care mai departe va fi calificată la o anumită etapă. Și eu nu înțeleg de ce Maia Sandu are parlament. Are guvern. Poți să delegi guvernul să spună, faceți așa ceva. De exemplu. Cu toate că nu are niciun sens să face astfel de instituții, dar ai guvern, ai tot. Nu ai încredere în Recean? Sau care e problema? Aici ceva este la mijloc. Și să faci aceasta cu un an înainte de alegerile prezidențiale, adică tu declari că vrei să candidezi la doilea mandat de președinte. Și automat îți trage un organ represiv care se închide gura la toți. La toți oponenții. Imaginați-vă că făceam eu așa ceva în 3 ani urmă. Sau 4 ani urmă, în 2019, înainte de alegeri. Iar în 2019, după ce l-am fugărit Plăhătniuc, după ce Maia Sandu a plecat din funcție de prim-ministru, imaginați-vă că eu făceam așa un organ. Și mă închideam în vreo 7 canale, Jurnal, TV, TV8, ProTV și așa mai departe. Ce aveți să fie? Eu înțeleg ce aveți să fie. Da, o precizare despre summit. Absența lui Erdogan spune ceva? Sau e o coincidență pur și simplu că acolo urma să aibă loc investirea sa și tot așa? Eu îl cunosc bine pe Erdogan. Eu cred că faptul că niciun oficial de stat din Republica Moldova nu l-a felicitat cu victoria. Public. Păi public. Se felicită public. Poate a trimis o scrisoare. Nu, dar de obicei sunt publică lucrurile astea. Și Dorin Răceanu a fost la investire? La Erdogan? Da. Nu știu, că asta mi-a scăpat. Dar asta tot putea să joace un rol anumit. Pentru că eu știu că planifica să vin. De asta, pe bune, nu vă pare termenul 2030 realist pentru aderarea noastră la UE? Nu e real. Păi, nu e real. Pe 21 mai nu mai despre asta s-a vorbit în piață. În 2030. Nu este real. Și lucrul ăsta, dar Filatul a promis 2020? Că o să fim gata, da. Ăștia promit 2030. Că o să fim gata. Deja. Și e că așa vin, peste fiecare 4-5 ani, vin niște așa numiți, eu numesc, pro-europeni, pentru că ei nu sunt pro-europeni. Un politician pro-european nu închide gura la opoziție.
Un polician pro-european nu închide televiziunile. Un polician pro-european este deschis cu informația, nu ascunde prețul la gaz. Spune contractul secret. Ăștia nu sunt pro-europeni, ăștia sunt mai rău ca barbari. Și lucrul ăsta îl înțeleg toți. Pur și simplu, conjunctura care este acum, din cauza războiului din Ucraina, doar le se iartă tot. Dar toate astea se iartă până la o anumită etapă. Lui Plahotniuc tot e iertat la o anumită etapă. Și lui Filat e iertat. Și nu știm cu ce s-a terminat istoricile de succes. Exact așa se va întâmpla și în situația asta. E regretabil pentru că noi pierdem timpul. Faptul că o să ajungem la asta, 100%. 100% a să plece și această guvernare, cum au plecat toate. Dar noi pierdem timpul, oamenii masiv pleacă din țară. Business-ul pleacă masiv din țară. Eu m-am uitat la indicatorii economici și sociali. Eu monitorizez. Noi, în acest an, avem minus la producția industrială, minus la producția agricolă, minus la investiții în factorii de producere, este așa indicator. Avem minus la export de producție autohtonă, dar avem creștere la export pentru că le exportăm spre Ucraina, înapoi și mai departe. Dar producția autohtonă, dacă nu greșesc, e minus 15 sau minus 16%, anul ăsta, noi pe toți indicatorii avem minus. Pe toți indicatorii economici avem minus. Dar nu e așa în toată regiunea? Nu e așa în toată regiunea. Nu e. E una din cele mai proaste situații. Cu inflația deja știți, cu toate că nu este nicio explicație. În Ucraina război, prețurile sunt mai mici. În Turcia, unde lira turcească, inflația este enormă. S-a dus cursul. Dar prețurile nu s-așa ca la noi. Pe cele mai importante produse. Și noi ne laudăm cu istorie de succes. Nu, țineți minte, am spus eu o vorbă la alegerile prezidențiale în Torul 2 și mulți m-au blamat pentru lume paralelă. Păi că acum noi avem lume paralelă. Este tot poporul Republicii Moldova, noi cu dumneavoastră simțim, noi fiecare zi mergem la piață, discutăm cu oamenii simpli, și este lumea paralelă guvernarea, Maia Sandu și toată echipa asta. Și lucrul ăsta e regretabil, pentru că ei probabil nu înțeleg cum oamenii tot văd. Da, sondajele arată altceva. Și crește, noi știm care e situația cu sondajele. Majoritatea ei deja nu vor obține nici într-o formă. Ei caută acum posibile aliați. Maia Sandu nu câștigă mandatul a doilea. Ei, da. O să vedem. Vorbim despre asta, dar trebuie să luăm acum câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, înainte de publicitate, un pic ați adiat dumneavoastră despre prezidențiale, dar până la prezidențiale noi avem locale. Iată, eu pe fiecare invitat îl tot bat la cap. De ce PAS-ul nu-și anunță candidatul? De ce PAS-ul nu-și anunță candidatul? De ce PAS-ul nu-și anunță candidatul? Dar noi, pe lângă PAS, mai avem un partid mărișor sau mare. Deși cum au început să vă mănânci șor, nu pare știu deja cum o să se încheie istoria. Mai șor, șor. Așa? Dar socialiști, ce așteaptă? Ce că la PAS, ce că Lilian Carp? Nu se știe foarte clar, dar ce că Lilian Carp? Dar socialiști, ce așteaptă? Noi am anunțat, Gheorghe, că sunt posibile două candidaturi. Nu ați auzit. Inclusiv și mai în glumă am spus-o eu la o emisiune de-a dumneavoastră, până la februarie, și toți au luat în serios, și noi îl luăm în serios. Dacă sincer. Pentru că eu nici nu mă gândeam la faptul că să fiu candidat la Chișinău și așa mai departe. Dar Partidul Socialiștilor trebuie să meargă cu o candidatură puternică care o să poată să atragă nucleul de stânga. Nucleul de stânga, electoratul de stânga, l-a votat pe Ion Ciobanu la ultimele alegeri. Pentru că era din partea PSRM-ul. Acum el este în căutare. Dacă o să mergem cu o candidatură slabă, o parte a nucleului ăsta se duc tot pentru ceva. Dar noi vrem și trebuie să mergem cu o candidatură puternică. De aceea noi și examinăm destul de serios și examinăm în continuare și candidatura mea și candidatura domnului Bătrânce. Astea sunt două candidaturi care la ziua de astăzi ar putea să participe la alegerile locale. Cine va participa? Întrebarea de bază. Eu cred că mai devreme de sfârșitul august noi nu o să anunțăm. Nu are sens. Campania electorală, dacă să credem declarațiilor guvernării, cel mai probabil o să aibă loc pe data de 5 noiembrie. Da. Asta înseamnă că campania electorală începe pe 5 septembrie. 60 zile înainte. Deci noi avem timp. Noi avem timp să decidem cine va fi candidatul. Domnul președinte, eu am avut acces zile trecute la un sondaj intern a unei formațiuni politice pentru Chișinău. Și noi facem sondaj. Ciobanu cu 40 ceva, 46. Carp, 20 ceva. Vlad Bătrânce, asta prost în sondaj. De ce noi trebuie să examinăm absolut tot?
Partidul Socialiștilor, atât timp cât nu a anunțat o candidatură, nici nu apare în sondaj. Dar de ce dumneavoastră faceți tot posibilul ca reprezentantul PAS-ului să câștige? Dar de ce să câștige? Păi dumneavoastră vă implicați în campanie. Socialiști. Nu contează. Domnul Bătrânce. Da? Și luați electoratul care a rămas să meargă la Ceaban. Să bat doi și câștigă al treilea, vorba poetului anonim, nu? Dar de ce nu luați în calcul că în turul 2 ar putea fi socialiștii cu PAS? Nu, pentru că nucleul PAS-ului tot e puternic. Poate deocamdată Lilian Carp nu iubi socialiștii și PAS-ul la toate alegerile, în Chișinău. Și obțin eu am participat în 4 campanii electorale. Una eu fiind candidat, alta Creciană și două cu Ion Ceban. Candidatul de stângă, în cont de structura populației în municipiul Chișinău, în primul suburbii, tot timpul ieșea în turul 2. Deci probabilitatea dacă socialiștii vor merge cu un candidat puternic, în pofida sondajelor de care vorbiți dumneavoastră, noi tot avem toate datele. Probabilitatea că va fi turul 2 între PAS și PSRM e foarte mare. Adică Ceban pică din cărți? Poate să pice din cărți. El de aceea și puțin cam emotiv în ultimul timp. Lui înțeleg că nu prea plăcut că eu am revenit la PSRM. Pentru că revenirea mea în PSRM, pe mulți care vroiau să ciupească din electoralul PSRM, cam eu scârbit. Și lucrul ăsta știu. Dar de ce să nu votăm pe Ceban încă o dată și gata? Fiecare partid puternic merge tot timpul cu un candidat al său. Dar dacă să mergem, știți cum, lumea tot timpul zice că localii altceva decât prezidențiale sau decât parlamentarele. Pentru că eu votez gospodarul. Ce bani e gospodar? Socialistul, primarul socialist, care a avut suportul Partidului Socialist și a fracțiunii, a implementat programul electoral al Partidului Socialiștilor. Da, unele lucruri s-au făcut spre bine, cu suportul nostru, cu suportul socialiștilor. Altele mai puțin, de exemplu, s-au investit în trotuare, dar cei sub trotuar. Știți că la noi apa și canalizarea încă e din mijlocul secolului trecut. Și se construiesc clădiri noi, să fac poduri, văd că drumuri, dar ce e acolo de sub? Păi nu trebuie lucruri sistemice de făcut, conceptuale, de care depinde încă zeci de ani înainte. Da, dar păi astea sistemice nu se văd. Da, și electorat n-aduc. De aceea s-a mers mai mult actualul primar, pe aceea el a făcut școală bună. Și noi l-am ajutat. Și la Moscova, și în Europa, eu personal l-am ajutat. Eu am ce-i spun, domnul Ceban. Pentru că el a fost lângă mine toată această perioadă. Eu am ce-i spun. Și l-am susținut tot timpul. După ce mi-a atacat familia, noi am discutat într-o misiune la dumneavoastră. Noi nu avem contact acum. Și el atacă socialiștii în continuare. Pentru ce? V-a atacat familia? Nu, cu certificatul cel medical. El a dat indicații să facă служебное расследование, ну, что-то, примарии, шамайли партии, чертификат. Înțelegând că asta e idiotism a guvernării împotriva mea, împotriva soției, împotriva copilului. Pentru ce să te implici în chestia asta? Nu știam. Și să uiți tot absolut cât noi am ajutat foarte mult. Eu personal am ajutat foarte mult. Eu știu tot din 2013 când a venit la noi, la PSRM și până nu de mult. Și când eram în funcția de șef de stat, câți bani am alocat noi? Aproape 700 de milioane de lei. În 2 ani, primii 2 ani când am început Ion Ceban, noi am alocat din buget 700 de milioane de lei. Pe asta s-a început tot. Și acum să te porți așa cu colegii, eu cred că lucrul ăsta nu este corect. Eu înțeleg că el vrea să placă la americani, la europeni, ca să nu-i deschide dosare penale, deci așa au schimbat și din mirea limbii, de la lănțuie alta deja. Și cu mine mergea la Uniunea Euroasiatică, la summit-uri, spune Evrazes, nașa, все. Nu, Europa nașa, все. Lucrurile astea nu prea par frumoase. Și lumea le vede, și le înțelege. Revertor la certificat, deci eu, poate fi catalogată drept răfuială personală? Eu nu știu ce a fost asta. Nu, dumneavoastră, iată faptul că nu vreți să-l susțineți, că neapărat candidat din partea socialiștilor, ce bani pică din cărți, poate fi interpretat că asta e o chestie personală? Nu. Nu poate Partidul Socialiștilor să nu aibă candidat. Haideți să vă spun așa. 2 ani în urmă, după 2021, după alegerile, noi am avut discuții cu domnul Ceban și am spus că domn primar, în caz dacă ai să mergi independent și ai să faci mesaj de susținere a socialiștilor, a listei socialiștilor, noi poate ne vom gândi, știu, un susțin, ca să câștigi din primul tur.
Dacă mergi cu alt partid, noi ca partid, noi nu putem să nu punem candidat. Pentru că este vorba și de consilieri municipali și sunt o mulțime de susținători de noștri în Chișinău care trebuie, dar noi vrem să votăm nu pentru Ceban, pentru că el s-a vândut la dreapta. Și cat. Deci, în caz dacă Ceban mergea independent, fără partid, și să susținea lista socialiștilor, noi încă aveam să ne gândim. Poate. Uh-huh. Dar în situația aceasta noi avem candidatul nostru. Pe care încă nu-l aveți. Îl avem, unul din doi. Sau Bătrâncea sau Dodon. Da. Haideți în continuare la alegeri, vor trece locale. A, da, stați un piculeț. Doar nu-i numai Chișinău. Dar în localități? Ce s-a uitat la Partidul Socialiștilor? Până revin eu în conducerea partidului, colegii din executiv au discutat cu toate raioanele și acoperirea undeva la 70-80% era în luna martie deja cu candidați. Și pentru primari, și pentru consilieri sătești, și pentru consilieri raionali. Acum noi verificăm încă o dată toate listele, discutăm cu fiecare în parte și cel probabil, hai dacă 90%, 90-95% noi o să avem candidați peste tot. Unii reprezentanți ai altor partide din opoziție declarau că guvernarea le racolează primarii. Se încearcă să racoleze, dar înțelegeți, în localitățile unde votează pentru stânga, faptul că un primar o să ducă la pas, chiar dacă a fost un primar bun, el pierde alegerile. Pentru că până la urmă votul ăsta antiguvernare el este. Și este destul de mare. Noi avem cazuri, de exemplu, în Căușeni. Un candidat la primar recent, câteva luni în urmă, care era de la Peledemie, a trecut la pas. Și un candidat bun. Și oamenii au votat în sat toți împotriva la cea de la pas și au votat pentru Peledemie 1, 9, 8, care și mai departe. Deci votul antipas va fi destul de masiv la aceste alegeri locale. Și el va continua și mai departe. Nu va fi pe primul loc pasul? Prin resursul administrativ, teoretic, poate fi. Teoretic. Dar eu nu sunt atât de sigur. Pentru că va fi un vot anti-pas, de principiu. După locale vin prezidențialele. Dumneavoastră v-ați luat dus de valul sondajului de opinie care arăta că ultimul sondaj de opinie, conform că vreau dumneavoastră, dacă sunteți în turul 2 cu Maia Sandu, câștigați? Nu, eu nu. Sondajul arată tendință, domnule Goță. El e la ziua de astăzi, în baza unor emoții, oamenii cred așa, mâine pot să creadă cu totul altfel. Eu deja spățit, știu lucrurile astea. Eu am menționat și menționez încă o dată. Eu aș vrea foarte mult să susțin un candidat de stânga. Să nu fiu nevoit să merg eu. Vă spun sincer încă o dată. Eu îmi doresc foarte mult să nu fiu nevoit să merg în aceste prezidențiale. De ce? Pentru că eu am fost deja președinte de țară. Și sunt încă o dată în bătălia aceasta cu un parlament cu majoritate care e împotrivă. Deci trebuie să mă gândesc încă foarte mult. Deci, dacă va apărea un candidat de stânga, eu am văzut că cineva spunea că Dodonul trebuie să meargă, nu știu ce, dați candidat. Usată. Propuneți candidat, că ăsta nu e candidat de stânga. Usată nu e candidat de stânga. Și el niciodată nu o să fie sunut de pe SRM. Lucrul ăsta pot să vă spun, la sigur. Usată trebuie să recunoască că ceea ce se întâmplă în țară acum, care e critică, bravo că critică, dar inclusiv e și din cauza lui. Dar el a adus-o pe Maia Sandu. El a adus-o pe Maia Sandu. Și a fost după aceea penalizat la alegerile parlamentare din 2021, datorită faptului că o să sunt tocmai asant. Deci, eu cred că tema aceasta trebuie închisă. Poate să fie alt candidat de stânga, nu știu. Și noi să luăm decizie să-l susținem, o să vedem. Până ce nu se vede? Nu, uitați-vă la acest summit, uitați-vă la adunarea din 21 mai. Chiar nu credeți că Maia Sandu ia... Bun, poate nu din primul tur. Dacă nu ia din primul, dintr-a doilea o să unească toți împotriva ei. Indiferent cine o să fie contracandidat. Pentru că lumea o să voteze nu pentru, dar împotrivă. Lumea o să voteze împotrivă. Votul anti-PAS o să fie. Și votul anti-Maia. Haideți să-l înaintăm pe Ion Chicu. Păi, de ce noi să-l înaintăm? Nu știu. Noi doi. El ar fi un candidat bun de stânga. Eu nu vreau să dau acum niciun fel de aprecieri, pentru că o să fie utilizat eronat. A el, Usată, i-ați dat aprecieri. Nu, cu Usată noi avem istorie mai vechi. Dar haideți să vedem, până la alegeri mai este timp. Mai este timp. Eu cred că candidații o să fie clar după alegeri locale pentru prezidențiale. Actualul președinte, doamna Maia Sandu, a intrat în campanie electorală, inclusiv și prin acest summit,
și declarațiile care le-a făcut, gata, e în campanie electorală. Cine va fi candidatul sau cine vor fi candidații din partea opoziției, va fi clar, eu cred că după alegeri locale. Până atunci nu. Dar după locale, rămâne un an până la prezidențiale, eu cred că o să fie clar. Și să nu ne pomenim noi situația, că Maia Sandu face cum a făcut Plahotniuc, numai că invers. Și întoarce alegerea președintelui în Parlament. Nu, ce din pas spun că asta sunt aberații. Dar e multe lucruri, spun eu, că sunt aberații. Ești din nou mai spun eu că sunt aberații. Spun eu că n-a să fie interzis nimic. E multe lucruri spus. Dar până la urmă o să vedeți ce o să fac. Haideți să vedem. Rămânem la alegeri. Cum ați pierdut în Găgăuzia? Știți, noi când am început campania electorală în Găgăuzia, toți îmi spuneau, domnul, ce candidatul ăsta așa slab? El avea un procent jumate. La început campania electorală. Și mi-a spus, nici nu, pentru că acolo favorit salți. Favorit Croitor, Petrov, Frumuzal. Și atunci le-am spus la membrii echipei mele, zic, eu vă promit că datorită implicării mele, candidatul nostru trece în turul 2. Mai departe nu știu ce o să fie, câștigă sau nu. Dar în turul 2 noi îl scoatem. Și noi am asigurat că candidatul nostru o să fie în turul 2. Și cum ați pierdut? Am pierdut pentru că locuitorii regiunii au dat crezare promisiunilor lui Ușor. Ușor care a spus că le face aeroport, le face Găgăuz Land și așa mai departe. Ușor a promis la fiecare primar de la 10 la 20 milioane de lei. Dacă votează candidatul lui. Eu știu lucrul ăsta. 10-20 de milioane? De lei pentru fiecare sat. Proiecte investiționale și ei deja lucrează, strâng proiectele de la oamenii din sat. E ca șora să-mi fac și mai departe. Și oamenii la nas au crezut. În condițiile astea că noi am luat 48%, că am luat un rezultat bun. Eu când vedem ce promisiuni și ce bani se investesc acolo, eu le-am spus la mine, că o să fie foarte dificil. Trebuie sau nu trebuie anulat scrutinul? Nu au fost niște tentative. Nu trebuie anulat scrutinul. Da, încălcări au fost. Și eu știu lucrul ăsta. Și fiecare găgăuz știe că au fost. Ei știu cât s-a dat pentru vot, cum, tot știu. Tot știu. Și guvernarea știe. Și are și documentat. Dar pentru ce să anulez? Dacă anulați, trebuie să anulați deodată. Când știți că s-au pornit șor cu așa variante, trebuie deodată să clarificați. Dar odată ce ați permis locuitorului să voteze în condițiile astea, deja trebuie aprobat. Lasă doamna asta să vină la ședințele guvernului. Eu cred că pasul să profite de chestia asta. Cum? Doamna viitor Bașcan, ea nu are experiență cei care o are același Grigore Uzun, că a fost și deputat în Adunarea Populară Găgăuzi și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Comparația cu Irina Vlahar a fost mai bun. Sau Irina Vlahar, a fost deputat în Parlament și are o anumită experiență și are o anumită pregătire profesională. Aici nu este acest lucru. Și eu cred că în 3-4 luni maximum, până la nu. Găgăuzi o să regrete că au dat așa vot. De ce? Să meargă înainte. Îi urăm succes. Și ușor îi urăm succes să implementeze ceea ce a promis în Găgăuzi. Citeam o știre că doamna Maia Sandu evită să spună dacă va semna decretul privind numirea doamnei Eugenia Guțul, pentru că, zice legea, fără decretul ei nu are cum să ajungă doamna. Asta ar fi încălcarea Constituției, pentru că Constituția și legislația presupune expres că Bașcanul Găgăuzi este membru al guvernului. Eu am auzit un liboci care spunea că de modificat legea, de scos Bașcanul, nu o să meargă nimeni la asta. Nu o să meargă. Și nu e corect să facă acest lucru. Pentru că Găgăuzia, inclusiv pentru partenerii noștri europeni, este o istorie de succes, dacă doriți, cum se rezolvă problemele teritoriale. Și acum să tai tot absolut, pentru că așa vrea un deputat de la PAS, Nantoi sau nu știu cine acolo. Dar nu vedeți ce rezoluție vin din Găgăuzia? Lucrul ăsta nu o să le permit. Nu o să le permită nimeni să anuleze Găgăuzia acum, în situația asta, pentru că se mai creează o problemă. De ce? Nu știu, o să vedem. Eu cred că o să semneze decret. Și eu cred că doamna Guțu va fi membra guvernului Recean, care împlinit zile este 100 zile. Vorbim și despre asta. Spuneți dumneavoastră că ați revenit acasă și bine că ați revenit. Adică puteți să tot continuă să plece de la socialiști. Cei care au plecat erau plecați de mult. Din martie. Când au susținut alt candidat în Găgăuzi. Și eu atunci le-a sugerat colegilor din executiv. Zic, luați măsuri, nu corect așa. Tăieți.
Adică partidul susține o candidatură și doi deputați susțin altă candidatură. Și raculează niște primari din Găgăuzie, așa mai departe. Nu, s-au dat copleșiți de promisiuni, eu nu știu ce promisiuni au plecat până la șoră, înapoi. Da, în mod deschis s-au dus. Nu o să le ajute chestia asta, domnule Gonță, nu le ajută. Pentru că nu se creează partidul așa de simplu. Eu știu cât am investit noi în brandul PSRM și în simbolul steluț. Ani de zile. Deci, dacă ei cred că Șoros să fie interzis partidul sau nu o să fie, cu ce o să vedem, și trec toți la Văzrăjdenie, la partidul ăsta unde e al Mișan, nu o să reușească. Și dacă o să încerce să facă aceleași investiții cu bani cum au făcut în Găgăuzia și cum... Eu cred că guvernarea deja n-a să le permite să facă ceea ce a făcut în Găgăuzia. Deci, cei care pleacă acum, cei care au plecat, cei care au de gând să plece, ei pleacă total din politică. Probabil și-au negociat niște condiții. Înțeleg, eu nu cred că Vasile Bolea nu înțelege lucrul ăsta. Vasile Bolea alături de mine din 2011. Bine. Asta. Vlad Bătrân ce mi l-a adus în 2011 în echipă, că e prietenul lui. Dar eu nu cred că Vasile Bolea nu înțelege. Vasile, dacă te uiți acum, tu doar înțelegi că n-ai nicio șansă pe viitor. Deci eu sper că e negociat bine. Pentru că ai plecat la pensie politică, gata. Nu sunt șanse. Nu se ridică așa un partid. A domnul Bolea nu v-a fost prieten din... Pentru că domnul Lilian Carf, să zice, noi am deschis subiectul ăsta și chiar spune că ceea ce l-a mirat cel mai tare a fost anume cazul Bolea. Vasile Bolea a venit în partid adus de către Vlad Bătrânce, ca și Grigori Novac, dacă vă interesează. Asta e piatra aruncată în grădina lui Bătrânce? Nu. Cu Vlad suntem în relație bune, că el a mă închină. Nu, dacă mă întrebați, vă spun de unde a venit. Da, deci nu e excludes, că am înțeles de răspunsul dumneavoastră, că ar putea să mai plece unii deputați. Eu sper că nu vor pleca, eu am discutat personal cu fiecare dintre ei, eu particip la ședințele fracțiunilor, dar dacă își asumă acest risc să plece în infern, e clar că este regretabil. Nu pot spune că cineva de la noi spune, hai să scrim că partidul scurăță și așa mai departe. Nu e corect așa să spun. Eu ca om care a creat partid și a creat echipă. Fiecare om când pleacă asta e rău. Nu-i bine. Nu este bine. Dar în același timp noi nu putem face față la valul de convingeri care vin din partea partidului Șor. Și eu atunci îmi pun o întrebare, dar Șor pentru cine lucrează în centru? Sau cu Plahotniuc și-o pus ca scop să lichideze pe SRM-ul? Pentru că Șor eu văd că nu îmblă după deputați și primari și consilieri regionali de la PAS. Sau de la USAT. Nu, el bate numai în socialiști. Și atunci mi pare o întrebare rezonabilă. La cavo работаете, sir? Eu înțeleg așa că dacă suntem în opoziție, trebuie să fim în opoziție împotriva guvernării. Așa-i. Logica asta spune. Dar așa un partid de opoziție rupe din altul, nu știu. O să vedem ce o să termin tot chestia asta. Mi-a fost foarte atent, văd că sugerați faptul că deputații ăștia au primit cash serios ca să plece? Eu n-am spus așa ceva, pentru că dacă spun așa ceva, curși mă cheamă la procuratură, să dau păcazanii, au luat, nu au luat, presupun. Am bănuieri rezonabile, eu nu am participat, nu știu. Da, grupul ăsta de inițiativă privind inițierea unui referendum republican, inițiat de Partidul Șor și Partidul Renaștere, ați văzut? Vă alăturați cumva? Astea sunt toate campanii politice, pentru a ridica vizibilitatea unui nou proiect politic sau unui vechi. În principiu, vectorul extern se hotărăște la referendum. Așa au fost tot timpul. Și până la depunerea cererii de a deveni candidat, la UE ar fi fost bine să facă un referendum. Dar ei n-l fac pentru că știu că lumea nu o să voteze la referendum. La referendum, dacă pui acum trei întrebări, da? Sau o întrebare cu trei răspunsuri. Prima, UE, a doilea, Evrazes, Uniunea Euroasiatică, și a treilea, prieteni cu toți. Cum credeți să votez moldoveni? Vreți să spuneți că locul 3? Locul 3. Și așa arată toate sondajele. Peste 50% ar vota în felul următor. Deci ei nici nu merg la referendum. Și nici nu o să meargă. Un pic ați vorbit dumneavoastră despre inițiativa legislativă a partidului
de guvernământ privind ziua Victoriei, dar aș vrea încă un piculeț. De ce îi propun să marcăm ziua comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în al doilea război mondial, care să fie marcată deja nu pe 9, ci pe 8 mai. Dar pentru ce trebuie chestia asta? Dar pentru Să le place la americani, la europeni? Nu, pentru ce? Dacă nu încurcă la nimeni ziua aceasta. A fost 9 mai, tot 78. Tot timpul s-a sărbătorit 9 mai, ziua Victoriei. Voi ce n-aveți cu ce vă ocupa? Eu înțeleg că e special fac lucrul ăsta ca să încerce să ne pună pe toți iară pe baricade. Ei se concentreze dreapta, spun la electorat dreapta, uite noi, 9 mai am terminat. Pentru ce? Eu nu văd sensul. Păi hai să discutăm despre alte chestii. Hai să discutăm ce facem cu gazul, cum am spus, cu electricitatea, cu prețurile. Hai să discutăm ce facem cu salariile, pensiile. Pensionarii asta așteaptă. Oamenii așteaptă salarii, dar voi dublați salariile la miniștri. Și despre asta vorbim. 50.000 de lei la ministru, nu, voi soviste aveți. Adică un pensionar trebuie să stai cu 1.000-2.500 de lei și abia supraviețuiește, dar voi spuneți că e puțin 20.000 la miniștri. 26. E puțin 26. Hai și-o dubla. O să te bătaie de joc. Dar miniștri trebuie motivați ca să lanseze proiecte bune, excepționale. Dar cum au lucrat miniștri în guvernul Chicu? Cu salariul de 14-15-16.000 de lei. Și făceau față, și făceau treabă. Dar ăștia au îngiști, ăștia au venit și lor trebuie dat salarii ca non-geuri. Nu o să-i ajute chestia asta, nu o să fie mai eficienți. Și eu adică vreau să-i spun și domnului Recean, dacă sincer, 100 de zile, nu, așteptările probabil erau mai mari. Pentru că eu mă uitam că tehnocrat, da? Dacă n-l văd cu gazetele lui Maia Sandu Pensati, el ce se lingușește pe lângă pască și să nu-i facă probleme, mi-am îți creează impresia că el e svoi cejoi serii sfăiuh. Și așa se primește. El e boicotat de parlament. El e boicotat de deputați. Păi ieși cu schinumate într-o zi. Băi băieți, până aici, băi, m-ați pus pe mine în frunte, vreți rezultate? Dați-mi voi să schimb miniștri. El trebuie să fugărească jumătate de guvernul acela. Că nu fac nimic. Îmblă pe coridoare corbuzăceasele și fac selfie-ul. Și cheltui bani degeaba. El trebuie să-i fugărească jumătate de miniștri. Trebuie să aducă echipa lui. Să-i spui lui Maia Sandu. Vrei să rezultate? Vrei să ai șansă să câștigi la anul prezidențial? Guvernul trebuie să dea, livreze rezultate la oameni. Nu show-uri de doi bani. Dar așa 900 de zile noi ce am avut? Ce am avut? Păi ce am avut totuși. Moldovenii zboară de la Iași. Nu zboară din Chișinău. Da. Așa e? Adică noi investim și creștem aeroportul din Iași. Mai departe. Cu gazul e clar, am vorbit. Câteva decizii a Comisiei Situației Excepționale cu reforma justiției, care pe urmă tot el le-a anulat, când i-a impus pe judecătorii Curții Supreme de Justiție să lucreze. Și eu am scris la procuratură atunci și mai multă gălăgie a fost și și-a anulat. Mimi, da? Mimi e președinție. Nu. Hai, cu ce s-o, este 100 de zile? Prin ce sunt remarcabil? Dar eu voiam pe dumneavoastră să vă întreb. Dar nu este nimic. Ceva trebuie să fie. Mai departe, Mimi. E ca Mimi și gata. Mai departe, e situația excepțională în Republica Moldova. Și gata. Și am auzit că eu zis la niște moldoveni să nu îngheorlăie. E ca asta am auzit. Și asta știu toți moldoveni. Dar realitate, concret, omul, ce o să simt mai bine? Nu o să simt nimic. Pe timpul lui Gavriliță, măcar ce mai spune că un lucru stârdet în țară. De aici, capul de asfalt, mărlăit. Nu, eu sincer vă spun, părerea mea, eu o consideram așa mai tehnocrat. Dar când l-am văzut că îl cheamă la covior deja de Radu Marian, în parlament, nu știu ce, la fracțiune, și el îmblă cu gazetele lui Maia Sandu prin Raioane, voi l-ați văzut pe Chicu vreodată gazeta socialiști? Nu. Dar ce cu Radu Marian? Dar nu știu, mie mi-a spus că, nu știu, l-a chemat la covior, nu știu, la fracțiune, să vină prim-ministru, să ne clarificăm, nu știu. Așa am auzit, nu știu. Așa mi-au dat colegii înainte de misiune un link și mi-au spus că ia uitați ce fac. Deci, față de guvernul Recean, încă o dată, eu când el a fost numit la președinție, fiind în opoziție, dacă o să vă uitați, când a fost numit la Consiliul spre Securitate, eu am spus lucruri bune despre asta. Că se pare organizat, așa mai departe. Cu toate că eu înțelegem că lui n-a să dea voie să facă nimic. Și așa și nu-i dau voie.
Nici mie, regizorul, nu dă voie să continuăm, vrea publicitate, luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim, publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul președinte, dumneavoastră ați vorbit un pic despre economie în primele două părți ale emisiunii. Avem o problemă cu patentarii. Au protestat astăzi la guvern contra deciziei executivului de a interzice patenta. Cu toate că Maia Sandu le-a promis că o să-i ajute când eram opoziție, când eram noi la guvernare. Pe de altă parte, ministrul economiei, domnul Araiba, zice că asta nu se negociază și nu vom renunța. Orice activitate comercială trebuie să fie însoțită de aparat de casă și toți să-și plătească partea corectă din impozite. Este o normalitate, zice vicepremierul țării. Cât o praf, cât o vinovat. Este vorba de câteva zeci de mii de persoane care o să rămână fără lucru. Ei nu o să poată lucra în baza aparatului de casă. La piață, când vin să două jucării la copii, de asta și-a fost propus mecanismul ăsta de patent încă în anii 90, la sfârșitul anilor 90, dacă nu greșesc, pentru ca oamenii să poată activa antreprenoriat într-o formulă mai simplificată. Care este sensul cum să faci chestia asta dacă, conform deciziilor anterioare, patente suplimentare nu se dau? Adică acum sunt doar acei patentari care au fost și o ană urmă. Uh-huh. Suplimentar nu apar. De ce să nu le dai voie la oamenii ăștia să câștige o bucată de pâine? Eu am fost prin piețe, Flăcăușeni, am fost. Și oamenii spun, noi nu avem vânzări în genere. Lumea n-are bani să cumpere. Și într-adevăr, așa e. Și încă spus și în situația că e o greșeală. Se putea de prelungit comerțul de patente încă pe 3, 4, 5 ani, să vedem cum să trecem de situația asta, suntem într-o situație sărăcie. Eu v-am spus, toți indicatorii înducem în jos. Nu o să ajute cu nimic lucrul ăsta. Deci eu cred că patentarii în această situație au dreptate și uitează cât de cinic procedează pasul. În campanie electorală îi utiliza împotriva noastră. Și eu știu foarte mult. Eu știu pe doamna responsabilă de patente din Ștefan Vodă, cum a lucrat pentru Maia Sandu la lege. Toate eu știu din 2005, când eram viceministru economiei, că am avut și atunci probleme cu patentare. Mm-hmm. Dar am găsit compromis. Și eu știu cum au lucrat ei la legeri, că via ca vina lor și o să fie tot bine și cu patente. Și eu atunci le-am spus, că o să vă închidă. Nu, domnul, dumneavoastră, nu aveți dreptate, voi sunteți concurenți, hai și-o vedem. Și cam unii merită în asta. Și am văzut că era la protest azi, doamnă. Da? De Ștefan Vodă, cu plakatul. Ea știe că eu știu. Nu, indicatorii economici chiar toți vreți să spuneți că arată negativ? Eu am spus câteva care sunt importanți. Asta e agricultura, asta e industria, asta e investițiile, asta e exportul. Adică dacă pe indicatorii ăștia noi înducem în jos, dar noi înducem în jos, paralel cu inflația care e destul de înaltă, noi intrăm într-o groapă foarte mare, care nu o să ieșim atât de ușor. Cu agricultura, uitați ce se întâmplă acum. Știți cred că e prețul la grâu astăzi? Nu. Eu vă spun. 2,40 lei, 3 lei. Nu vă spun nimic cifra asta, dar vă dau o explicație mai departe. Exact așa era prețul, 2,40 lei, 3 lei, 4 ani urmă, în 2019. Dar atunci motorina era 10 lei și fertilizanții erau de 5-6 ori mai ieftini. Acum, inputurile, adică ceea ce investești în agricultură, s-a dublat, motorina e 20, atunci era 10. Selitra și restul ce dau acolo la cereale, de 6 ori prețul mai mare. Cheltuielile s-au majorat esențial, dar prețul e același. Și paralel permite să importe grâu, de unde? Din Ucraina. Anul ăsta s-a importat din Ucraina, m-a uitat la cifre noi de încoace, 50.000 de tone. Anii trecuți câte 4-5.000 de tone. 50.000 de tone de grâu, care e mai ieftin. Pentru că acolo inputurile, adică investițiile, motorina e mai ieftină, selitra e mai ieftin, tot e mai ieftin. La dâns și sinicostul e mult mai jos. Și de ce prețul s-a dus în jos? Și acum agricultorul care trebuie să înceapă recoltare, îi trebuie să recolteze, acum grâu. Ce să fac cu grâușul? În agricultură o să fie și mai mare cădere. Ce fac europenii? Europenii interzic intrarea în Europa a cerealilor din Ucraina, cu toate că sunt mari prieteni. Dar ucrainienii chiar azi dimineață, asta, Uniunea Europeană azi dimineață, am văzut că o prelungit interzicerea importului cerealilor din Ucraina în Ungaria, Polonia și în câteva țări care au agricultură dezvoltată. Până în octombrie. Dar noi deschiși, ca la frați. Hai, intrați și distrugeți-ne agricultura noastră. Ce fac agricultorii? Spun ca să facă proteste. Nu o să facă niciun fel de proteste. De ce?
De atât. Pentru că, voi înțelegeți, cel care a creat forța agricultorilor, așa mai departe, el lucrează pentru PAS. Nu o să dau numele, cam așa să nu facă de asta. Voi înțelegeți cine, despre cine vorbim. Fost deputat. El e la Energocom în Consiliul de Administrație. Noi de mult spunem că lucrează cu Maia Sandu la o mână. Eu și la Andrei Năstase îi spunem. Dar nu, nu poate fi. Că-i să ies. Și el a monopolizat agricultorii ăștia și în fiecare zi spune, e că noi să ieșim la protest, de pe data cu tare. Nu ies. Și îi ține așa deoparte. Restul nu se organizează. Dar o să falimenteze masiv, dacă vorbim de agricultură. Anul ăsta, ce trebuie făcut? Trebuie ori de interzis importul și de încercat de dat niște subvenții de la stat pentru ca să puțin să-i susțină. Mm-hmm. Sau dacă nu interziți importul pentru piața internă, dați o compensație de jumătate de leu, de un leu la kilogramul de grâu pentru tot ce se vinde în interiorul țării. Sau fă o achiziție de stat la prețul de 3,5-4 de la 100.000 de tone. De exemplu, eu așa aș face. 100.000 de tone sau 200.000 de tone de grâu alimentar, să faci furajer, statul cumpără cu 3,5-4. Pentru că banii ăștia se investesc când îi dau la agricultori. Noi introducem grâul ăsta în rezerva de stat și pe urmă agricultorii pot cumva să dezvolte a noastră. Agricultorii sunt pe burtă. Hai ne uităm la industrie. Haideți. La industrie lucrează acum doar companiile mari care în baza materiei prime din Europa fac cabluri, tot felul pentru automobili. Dar și acolo deja e probleme, pentru că oamenii nu sunt. Oamenii pleacă din țară. Și aduc oamenii de la 50-60 de kilometri la întreprinderile astea. Cum e în Bălți, zonele economice libere. Uh-huh. Și arată că sunt exporturi mari în Uniunea Europeană. Dar acolo nu sunt exporturi, pentru că tu importezi în țară paharul ăsta și el de-a mâi plin așa. Și mi-ai tot un leac de apă, salariile, și îl exportezi înapoi. Că, de fapt, export, valoarea adăugată acolo nu este. Industria care era bazată pe prelucrare, vinuri, conserve și așa mai departe, la pământ, pentru că noi vrem să ieșim din CSE. Nu o spunem că pentru cine trebuie nou rusul ăsta? Adică la georgieni le trebuie, la armeni le trebuie, la dânși crește economia, dar nouă nu trebuie. Și ei toți la pământ. Și de unde vreți voi să fie încăsări la buget? Și încăsări la buget, dacă luăm veniturile interne, domnul Chicu foarte bine face analizele acestea. Când prețurile, inflația au crescut între cu 30%, anul ăsta a crescut accizul la benzină și la... Care trebuie să iei bani mai mulți. Uh-huh. Dar încăsările sunt cam aceleași ca așa în trecut, înseamnă că ceva acolo nu funcționează. Ori se fură, ori situația mea e dramatică. De ce? Eu nu văd motive pentru optimism cu această guvernare. Eu de obicei sunt optimist. Da, dar eu văd mesaje optimiste din partea ministrului economiei, domnul Alaib, pe Facebook. Dar el înțelege despre ce vorbește. Eu am fost în comisie cu asta. Din nou, nu vreau să-l... Nu pot să-i șei de la om și aici nu poate. Dar mi-o spune, nu și șei tu din trebuie, dacă el nu are de unde să-ți deie. Adică nu are capacitățile, nu are. De făcut selfie și de primblat la forumuri, de dus pe câteva săptămâni sau o săptămână, unde a fost, pe Statele Unite, nu știu unde. Eu ți-am când era ministru economiei, vroiam să mă duc la odihnă pe 3 zile, pe săptămână cu familia, vreau ne spune, nu, tu ești ministru economiei. 2-3 zile, și acasă. 2-3 zile și acasă. Pentru tu trebuie să zici să lucrezi. E ca așa ne ține pe noi Voronin, ne pune la lucru. Dar aici e lea patală, dânși. Mângiști, lor le tot una. Nu, economia e situație proastă. E grav. Despre dosarele dumneavoastră ne povestiți ceva nou? Poftim? Despre dosarele dumneavoastră ne povestiți ceva nou? Nu-i tot aceea. Nu e pe vechi. Deja mi se pare că s-au obișnuit toți cu discuțiile astea. Cei de la Curtea Supremă Justiției sunt blocate pentru că nu sunt membri. Dar pot delega niște oameni. Aici care e delegată e tribunal nelegitim și îi știu. Și știu că deciziile care o să le iei o să fie contestate inclusiv în afara țării și toate o să fie declarate ilegale. Uh-huh. Pe Energocom toți martorii care îi aduce procuratura spun că păi, da, nu este prejudiciu, nu e clar. Cu spravca deja se râd toți și gata, e ca tot. Ceea ce eu spuneam o ană urmă, că așa o să fie. Eu le spuneam, pentru ce faceți voi lucruri? Să creați precedente? Cum v-au părut sancțiunile care au fost aplicate de către UE, Uniunea Europeană, Canada, s-au alăturat și Norvegia, contra lui Vyacheslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Marina Tauber, Constantin Botnar, Gheorghe Cavcaliuc,
partid ușor? Nu, Uniunea Europeană care le-a aprobat, eu înțeleg că a aprobat în mare parte ceea ce a aprobat și americanii anul trecut. E cam același lucru. Restul, eu înțeleg, se lucrează la nivel bilateral, cu încercare de a da mesaje, de sancțiuni și așa mai departe. Pentru ce să sancționeze cetățenii proprii? Dacă ei consideră că au încălcat ceva, ai justiție în interiorul țării. Și justiția lasă-i sancționeze. Dar să te adresezi la prieteni, la parteneri, ca aceia să impună sancțiuni pentru cetățenii Republicii Moldova, nu știu, nu cred că asta e corect. Indiferent cine ar fi. Asta ați văzut în weekend, că Vyacheslav Platon declară că se implică în politică. Păi treaba lui. Perspective ceva, vedeți? Nu vreau să-i dau prognoză, că nu o să fie corect. Cât mai mulți critici a guvernării, cât mai bine. Acolo Telegramul nu-i închis, unde stă Elon Lodra. Facebook-ul tot nu-i restricționat, cum a să fie cu aici. De acolo poate a scris și mai eficient. Pentru că Natalia Morar face emisiuni pe YouTube, destul de bunișoare. Lasă critici. Fiecare are dreptul. Da. Starea asta de urgență, care tot se prelungește. Iată, domnul Recean, când doamna Vlaca a îndrăznit să întrebe de ce se prelungește, domnul Recean i-a sărit și a zis că în curând va fi începe o operațiune și mai puternică a Rusiei contra Ucrainei și trebuie să fim pregătiți. Scuza asta... Nu are nimic cu Ucraina, starea de urgență. Starea de urgență e o posibilitate fără parlament să împarți banii din buget de stat, să-i dea la Energocom să cumpere gaz nepoňatna de unde, să numești oameni în funcție și să-i scoți, e ce înseamnă stare de urgență. Cu toate, Curtea Constituțională a spus că lucrul ăsta este ilegal și a spus-o în primăvara anului 2020, dacă nu greșesc, pe timpul COVID-ului. Pentru că guvernul nostru, tot în stare de urgență, au fost aprobate niște decizii. Și atunci PAS, Popșoi, dacă nu greșesc, s-a adresat la Curtea Constituțională și Curtea Constituțională a spus că așa nu se poate. Și toate deciziile Comisiei Situații Excepționale din ultimul 2 ani, deja cu șase fie. În 2 ani, da. În august ei au introdus o stare excepțională în octombrie, dacă nu greșesc. În octombrie sunt 2 ani. 2 ani de stare excepțională în Republica Moldova. Toate deciziile sunt anticonstituționale, ilegale. Pentru că ele toate trebuie să fie trecute prin Parlament. Și asta a spus Curtea Constituțională. De ce? Eu nu știu unde se aventurează. Denunțuri, dacă nu mă greșesc, sunt depuse deja la procuratură de către partide extraparlamentare de Chicu. Cu toate argumentele ce e acolo. De ce? Pentru aceasta, la sigur, vor fi trași la răspundere de următoare guvernare. Dar ați fost mândru de președinta noastră care a declarat după declarația lui Borrell, conform căruia este cazul Ciprului, când s-a unit cu o problemă teritorială, dar a aderat la UE, iar președintele a zis, președintele doamna Maia Sandu a zis că aderarea la UE exclusiv împreună cu Transnistria. Un șef de stat nu poate altfel să spună. Pentru că dacă un șef de stat ar spune că noi putem și fără Transnistria, atunci ce? Merești sub incidența legii cu separatiști, cu așa mai departe. Un șef de stat nu poate spune altfel. Dar ceea ce este foarte important, și acum o să insist pe mesajul ăsta încă o dată, eu sper foarte mult că Maia Sandu nu va cere și nu va permite ucrainienilor să înceapă destabilizarea în Transnistria. Adică? Eu repet încă o dată. Sper foarte mult că Maia Sandu înțelege riscurile. Și dacă este în relații bune cu președintele Ucrainei, să facă tot posibil. Chiar dacă aceia ar avea așa interes. Și chiar dacă partenerii externi i-ar spune să facă lucrul ăsta, pentru că să înceapă aici o ofensivă, o destabilizare. Președintele țării nu trebuie să admită acest lucru. Eu am spus-o și repet, mai bine să plece din funcție dacă simte că merge situația în acea direcție și îi pun condiții dure. Atunci mai bine să plece din funcție, dar să nu aducă războiul în Republica Moldova. Noi nu trebuie să fim implicați aici. Cu toate că eu văd greșelile care se fac. Adică în polonezii au dat de 80 de milioane de dolari armament letal. Au venit câteva avioane, am zis că s-au descărcat. Deputația, nu știu, să ceară informații zilele acestea. Nu o să ne dea informații, ca de obicei. Dar faptul că se pompează cu armament din partea țărilor membri NATO în Republica Moldova, deja lucrul ăsta este evident. Și lucrul ăsta este foarte, foarte periculos. Nou război nu ne trebuie.
Da, noi unii regretăm ce e Ucraina. Eu am spus, e tragedie. Și sunt frații noștri și ne jale ei, dar hai să avem grijă de oamenii noștri. Nu implicați Moldova în conflict militar. Dar deputația dumneavoastră ce a făcut în China? Inks acolo. Noi avem semnat proces verbal din negociere pentru semnarea unui acord interpartinic între Partidul Socialiștilor de Republica Moldova și Partidul Comunist din China. Și în baza acestor relații care au fost stabilite încă eram eu, parcă, în funcție de șef al partidului, de președinte al partidului, a fost o invitație din partea Partidului Comunist Chinez. Așa. Și o delegație de 10 persoane, inclusiv deputați, inclusiv primari. Apropo, primarul de Soroca a semnat un acord cu un oraș mare din China pentru a aduce niște investiții în Soroca și cred că este un exemplu foarte bun. În general, China este un partener strategic pe viitor foarte important. Foarte important. E clar că e lider global deja. Pe mai mulți indicatori, deja. Pe mai mulți indicatori, deja. De aceea este regretabil că actuala guvernare nu vrea să intensifice relațiile cu China. Pentru că noi am pregătit, când eram noi, noi am pregătit acorduri de liber schimb, fără vizii, parteneriat strategic și ele toate au fost puse pe raft într-o parte. Eu cred că trebuie de revenit la dialog foarte serios cu chinezii. Haideți să o încheiem pe o notă de sărbătoare. Am văzut pe pagina mea de Facebook, pe data de 18 iunie, ne invitați la Festivalul Cireșelor. Căpșunilor. Căpșunilor. Vrei să mă întreg de Chircoră? Fiți serios! Eu sunt cochilul, tema asta deja e mort. Ce festival pregătiți acum? În fiecare an, așa, la Sadova se organizează Festivalul Căpșunilor. Mm-hmm. Câteodată mai pompos, câteodată mai simplu, cum a fost într-un an destul de masiv. Da, da. Apropo, dacă am zis de Chircorov, cineva îmi scrie în comentarii, da, Chircorov o să fie. În primul rând, văd că ăștia nu-i dă drumul în țară. Dar Chircorov n-a vorbit de vreo 2 ani. Chircorov atunci a ajutat Doredos la Eurovision. Uh-huh. Și Doredos a luat pentru Republica Moldova locul 10. Pentru aceasta eu îi spun mulțumesc încă o dată, pentru că s-a implicat personal în promovarea Moldovei. Și apropo, Rusia atunci a dat 10 puncte, dacă nu greșesc, 12, cum se votează acolo la Eurovision. Și gata, mai mult alte contacte cu Chircorov nu am. Anul acesta o să fie tot organizat. Festivalul Căpșunilor, pe data 18 iunie, așa am discutat cu producătorii. Acum discutăm cu ei să vedem cum o să fie organizat, unde o să fie organizat. Eu nu sunt producător de căpșuni, o să fie foarte clar. Dar în sat sunt 10 de producători care produc căpșuni. Ce frumos! De ce? Vă invităm! Mulțumim. Eu cred că o să fie frumos organizat, vesel. Domnul președinte, vă mulțumesc tare frumos că ați fost. Trebuie să susținem producătorii autohtoni. De acord, și absolut. De căpșuni, și de cireșe, și de toate produsele. Absolut de acord. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Eu vă mulțumesc și cu Doamne ajută. O să trecem și peste năpastea asta, la sigur. Dar doar împreună. Mersi. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă vedem mândri.